proiectul nu insistă pe tubetă, pe închirierea de tubetă, pe care noi am considerat-o ca fi dăunătoare proiectului și scopului nostru final, pe care o să vi-l spun, că nu e scris aici și nu l-am spus nimănui niciodată. E o alt tip de derulare a acestui proiect, care nu se vede. Proiectul e ca un iceberg. Coborârea cablurilor de sus-jos e doar de imagine pentru public, pentru înlăturarea acestui disconfort urban, dar adevărata valoare a proiectului constă în altceva. Și o să aici v-aș să punctați faptul că nu e vorba de o migrație, ci e vorba de o altă rețea. De o altă rețea. Deci nu corect. Se mută firele de sus-jos. Nu, doar așa, doar figurativ se mută, deci o altă rețea. Așa, în proiect se recomandă doar închirierea de dark fiber și doar eventual marilor provideri fibră optică, cu condiția că ei să o cumpere pe toată rețeaua metropolitană, chiar și în locurile unde sunt decât, adică există doar un singur beneficiar. Am aflat cu stupoare, dar o parte e corect, că Nesiti Telecom a închiriat foarte multă tubetă, dar pe bucle, ceea ce eu cred că a creat un avantaj providerilor, și dar cu punând ușor în dificultate proiectul. Dar se poate remedia pe parcurs, cu o înțelegere și cu un dialog permanent între primărie, Nesiti Telecom și provider. Deci realizarea proiectului cuprinde mai multe etape, o fază pilot, centru istoric, care încercam pe vremea aceea să până la Fiber to the Home, adică să încercăm și acest sistem, Fiber to the Home, care în România nu era încă implementat. Îl văzusem în alte țări parțial implementat și îmi doream nespus să fie o reușită cu ajutorul providerului și a specialiștilor în domeniu în România. N-a fost să fie așa, nici acum se pare că nu s-a ajuns aici. De asemenea, în etapa a doua se realiza rețeaua principală de distribuție a municipiului București, urmând ca în etapa a treia să se facă pe viitoarea etapa a treia, dacă sunt întrebări, vă rog frumos la sfârșit, în etapa a treia e zona metropolitană, care încă nu era stabilită, nici acum nu cred că e stabilită de către guvern, unde se va duce, spre Oltenița sau spre Giurgiu. Da, construirea rețelei nu mai era nu mai e un secret pentru nimeni. Problema era că pentru amplasarea rețelei metropolitane era o zonă stabilită dinainte, în care se muta totodată și cablurile de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, adică până la 380, cât și cablurile de iluminat de pe stâlpi. Din păcate, plimbându-mă prin București, am observat că au fost coborâte decât cablurile de telecomunicații, celelalte cablurile atârnă în continuare, ceea ce consider că, adică nu veți vedea într-o altă capitală europeană. Am avut foarte mari probleme cu electrica, întrucât am vrut să iau absolut toți cei 110.000 de stâlpi care nu puteau să-mi dovedească că sunt ai lor prin actele care s-au făcut în urma, cum îi spune, în urma vânzării electricii și faptul că nu a investit nimic în stâlpi, ceea ce și dumneavoastră vedeți că sunt stâlpi crăpați de beton, gata să cadă. Și era, s-a făcut împreună cu dânsii o inventariere a stâlpilor și eram în faza de semnare și de trecere conform unei legi date de guvern pe vremea aceea, prin care se putea trece instalația de iluminat la primărie.
Din păcate, nu știu dacă primăria a continuat acest demers, trebuie care trebuia un demers puțin forțat, întrucât patronii nu vroiau, noi patroni ai electricii nu doreau acest lucru. Dar se puteau găsi pârghii și amicale și de altă natură ca să fie preluați tâlpii de către primărie. De asemenea, tot pentru acest proiect, mai erau la dispoziție și instalațiile Radet, canalizațiile Radet și să nu spunem, să nu vorbim cu păcat și cu, după mine era și canalizația Rom Telecom. Eu am cerut de foarte mult la Rom Telecom să-mi prezinte actele prin care dânșii au cumpărat și canalizații. Eu, din informațiile mele, știam că dânșii nu pot să prezinte astfel de acte. Nu o spuneam cu răutate, ci mai mult ca să această canalizație să poată fi folosită de toată lumea din domeniu. Aici vă întreb puțin, știu de la domnul Rusu, prezent în sală, că înainte să apară Net City, prin anul 97-98, a fost o propunere a dumnealui ca rețeaua națională a Rom Telecom să devină o rețea prin care să se introducă fibra optică și atunci ar fi fost altceva. Dacă se pornea cu cap de atunci. Așa cum ați spus, Rom Telecom nu a cumpărat un administrator al rețelei, a cumpărat serviciile. Forma de colaborare e parteneria public, trebuie să fie parteneria public-privat. Vreau să vă spun că acest proiect a fost, deci el a fost prima dată pornit, hai să spunem, niște gânduri nobile, de fapt. În anul 2005 se vehicula în media ideea societății informaționale. Și analizând situația din București, ne-am dat seama că sunt factorii necesari trecerii la societatea informațională și transformarea telecomunicațiilor în servicii, ce am văzut ca punct și al dumneavoastră de discuții. Era o chestie excepțională. Adică alături de electricitate, de gaze, de apă, să fie și telecomunicațiile servicii obligatorii pe care trebuie să date publicului, adică contribuabilului. Ne doream ca Bucureștiul să fie prima capitală europeană, deci cu gândul din 2005, și cred că aici poate să-mi confirme și domnul Mihai Bătrâneanu, pentru că împreună ne chinuiam la această perspectivă frumoasă, de să fie prima capitală europeană în care telecomunicațiile se devină servicii și în care să intrăm în societatea informațională. Pentru că tot proiectul s-a desfășurat într-o colaborare permanentă cu toți providerii mici și mari, vreau să vă spun că proiectul a fost lovit de trei cataclisme, să zic așa. Prima dată, exact în mijlocul licitației, adică derulării licitației, s-a schimbat legea. Și s-a trecut din parteneria public-privat, a apărut legea concesionării. Iar vă spun sincer și aici de râs, capitolul parteneriat public-privat era prins în legea concesionării doar ca titlu, ca virgulă conținut, era trecut decât concesionarea. Și atunci am schimbat și noi titlul ca să nu mai pierdem iarăși 2 ani. Și am zis parteneria public-privat prin concesionare, să împăcăm și vechea lege și noua lege. După aceea, eu zic că cu bună intenție, a început o prigoană împotriva acestui proiect de toți cei care credeau că o să realizăm un monopol. Cred că într-un fel aveau dreptate. Dar, mai mult, nu e mai mult ca sigur, orice lucrare importantă creează premisele unui monopol. Dar, având ANCOM, având primăria ca partener, se putea urmări astfel încât să nu există această deviere spre monopol.
Și a treia a venit recesiunea, care bănuiesc, pentru că primăria nu pune niciun ban, treia doar să sprijine acest proiect, care în ultima perioadă l-a făcut cam greu, și să creeze acest dialog permanent, pentru că apar schimbări de la o zi la altă. Și cu toți factorii implicați, și această recesiune a făcut ca să scadă, cum îi spune, capacitatea băncilor de a subvenționa un proiect care își poate recupera banii într-o perioadă foarte lungă de timp. Ne-am calculat inițial la 17 ani, ceea ce nicio bancă nu te finanțează, după aceea am forțat la 7 ani, tocmai ca să găsim bănci care să finanțeze, dar vă spun sincer, a fost calculurile cam forțat. Acum, vreau să vă spun că acest proiect a fost făcut cu sinceritate, pentru că am vrut să creăm un sistem concurențial adecvat, real, în care, într-un București care deja era împărțit între marii provideri. Hai să fim cinstiți pe vremea aceea. Și am vrut ca oricine să poată să-și pună la încercare capacitatea de a găsi clienți, oferindu-se această magistrală. În prima etapă, și era oferită doar autostrada, așa că o să folosesc niște termeni care am folosit și mi-au plăcut mie, după adepă la alții nu, și când am expus-o marului public. Deci prima dată ne-am gândit să creăm autostrada, în care toată lumea să poată să intre, plăteau în funcție de câți kilometri mergeau. Aceleași condiții pentru toată lumea. În faza a doua ne gândeam să cei care participau, întrucât unii aveau trabant, alții mărți, se încurcau unii pe alții, să le oferim aceleași mașini tuturor, ei să transporte ce doresc și unde doresc. Deci cu o investiție minimală, doar să plătească chiria de transport, ei puteau să-și rezolve problemele și să arate că pot rezista pe o piață concurențială. Și acum vă răspund la a doua întrebare noastră, care e foarte pertinentă. Ce fac micii provider față de mari provider? Deci ei ar fi putut, dintre ei, foarte mult să supraviețuiască, pentru că nu trebuia să contribuie financiar extraordinar. Deci toată lumea suporta la fel cheltuielile acestei concurențe. Iar faza a treia, care era, mi-a fost și frică să o spun pe vremea aceea, acum o spun pentru că a trecut 10 ani și știți că după un anumit timp se prescrie, așa? Era intenția acestui facultate. Deci am vrut să se treacă la flux. Am vrut să se treacă la fluxuri, așa cum am văzut eu într-un mic orășel, și să mergem pe principiul fiber to the home, trecând la fluxuri, oricine putea să intre pe această rețea metropolitană, oricine putea să ofere să ofere servicii în domeniu. Ce înseamnă aceasta? Ca cel beneficiar, omul de rând care stă în casă și se uită la televizor, așa cum am văzut eu în lumea asta mare, schimba din telecomandă, schimba providerul. S-a supărat că și-a adus aminte că providerul X l-a înjurat sau eu știu ce i-a făcut, s-a căzut fanionul la el pe balcon. Ea, cum îi spune, a mutat imediat pe providerul următor, care avea și el setul de programe afișat, așa, și de facilități. Deci, aici vreau să ajung. Eu cred că lipsa de comunicare, și felicit revista Comunicații Mobile și pe toți cei care vor să facă puțină lumină și să pună cap la cap aceste probleme,
Eu cred că aportul fiecăruia poate în continuare să dezvolte acest proiect.